Eu sunt Kai Stax, campion Kairu. Colind lumea în căutarea energiei Kairu. Loc care a eliberat un Kairu periculos, Kairuul Umbrei. X-drive-urile din Kairuul Umbrei conțin atacuri puternice și războinici monstruoși. Trebuie să stăpânim toate formele de Kairu ca să salvăm pământul de umbra lui Lokar. Misiunea mea este să cuceresc Kairuul și într-o zi să devin un Redekai. Kairuul, frate? Categoric, frate! Va deveni echipa Radicor direct în capcana noastră și de data asta nu vor mai avea scăpare! Insula Hyvrex. Ciudat! Aparatul arată că energia Kairu ar trebui să fie aici! Semnalul este tot mai puternic, dar nu se vede pământ pe nicăieri. Poate că e sub apă. Oriunde ar fi, trebuie să-l găsim repede. Adăpostiți-vă! Eu din nou unul din visele mele super ciudate, ori e ceva serios în neregulă cu nava. Mergeți înapoi la somn! Totul e sub control! Ce se petrece, Muki? Oh, nimic! Am activat propulsoarele ca să măresc puterea navei. E posibil să fie exagerat. Crezi? Bun, toată lumea să apuce zdravăl și... trage-l! Mulțumesc, copii! Se pare că mai am vreo câteva ajustări de făcut. Da, dar fă-le că nu suntem noi la bord. Super! Detectez un nou depozit de Kairu. Depozitul e nou, locația e veche. Ai dreptate! Sunt coordonatele insulei alea ciudate cu încărcătura electrică pe care am vizitat-o anul trecut. Cel puțin, de data asta, vom fi pregătiți pentru orice surpriză. Ca asta? Unde suntem? Și cum am ajuns aici? Nu știu. Să găsim Kairuul și să plecăm de pe insula asta. Cât mai repede. Da, cu siguranță e același loc. Sper doar să nu mai găsim Itin și de data asta. N-aveți norocul ăsta, echipă Stax. Și doar unii din noi vor pleca de aici cu energia Kairu. Provocare, Kairu! Nu acceptăm provocarea. Ce s-a întâmplat, Kai? Ți-e frica? N-ai să vezi, Zain. Oricât mi-ar plăcea să-ți accept provocarea și să te cotonogezi, Draven, nu pot. De ce nu? Noi am mai fost pe insula asta. La tot ce ne așteaptă, ultimul lucru care ne trebuie să ne luptăm între noi. Da, ca să găsim Kairuul și să plecăm întregi de pe insulă, trebuie să lucrăm împreună. N-ai să vezi! Să nu credeți că nouă ne place să lucrăm cu voi, dar este cea mai bună opțiune. În plus, nu ar fi pentru prima oară. Odată a fost de ajuns! Nu mai lucrăm niciodată cu voi, nici acum, nici altă dată. De ce să vă pierdeți timpul luptându-vă între voi când v-ați putea lupta cu noi? Hyvrex! Ce căutați voi aici, ciudaților? Păi, am venit să vă eliminăm pe voi. Dar nu ne supărăm să ne ocupăm și de echipa Stax.
De ce vreți să ne eliminați pe noi? Da, toți lucrăm pentru Lockhart. Putem face singur toată treaba de acum încolo. Considerați-vă concediați. Speram să evităm lupta. Ai dreptate, Boom. Se pare că ne batem fie că ne place sau nu. Acceptăm provocarea. Și noi. Țineți minte, folosiți doar X-Drive-uri roșii. Data trecută numai astea au funcționat. Așa facem, Maya. Furtuna de fulgere! Maya, ai grijă! Atacul roșu trebuia să meargă. Să-ți arăt eu cum se face, Kai. Ciocanul de titaniu! Frumoasă demonstrație, Zain! Vârtejul Kairu! Atacurile noastre nu merg, dar merg cele ale echipei Hyvex? Da, insula asta e tot mai ciudată de fiecare dată! Va fi amuzant, fraților, cu siguranță. Să ne separăm și să-i fugărim. Ce loc e ăsta? Un fel de cimitir pentru navele și avioanele prinse în câmpul electromagnetic al insulei. Ia uite! Foarte ciudat, nu? Frumoasă lecție, dar misiunea mea este să găsesc Kairu. Vorbești serios? Avem probleme mai mari pe cap. Echipa Hyvrex care vrea Musai să ne distrugă? Nu, și dacă reușesc să găsesc Kairu-ul și să plec de pe insulă. Și cum o să găsești Kairu-ul? Insula ne buruiază echipamentele. O să-l găsesc prin metodele clasice. Vumăr către Kai, mă auzi? Wow! Ajută-te singur! A? Salut, Tecris, și adio! Sabia de foc! Lasă-l în pace, Hexus! Se pare că ești primul care a căzut din echipa Radicor. Nu te știam așa de îndemânatic, Boomer. Iar eu nu știam că-ți place să reciclezi deșeurile, Hexus. Unu, doi, sari! Ești bine? N-am nimic, dar de ce mă ajuți? Fiindcă, deși nu-mi place de voi, de echipa Hyvrex îmi place și mai puțin. N-au pic de onoare și nu respectă nici codul Kairu. Da, sunt foarte vicleni. Atât de vicleni încât au plantat Kairu pe insulă ca să vă atragă aici. Apoi și-au modificat X-Riderele ca să nu-i afecteze energia electromagnetică. Hei, de ce ai făcut asta? Lovitura nimicitoare! Ca să te salvezi, Kai! Acum să plecăm de aici! Parcă ziceai că știi locul ăsta! Îl știu! Oarecum...
Eu, capcana, lucrez cu Hyvrex! Eu? Să lucrez cu Hyvrex? Asta e o nebunie, Zane! Lovitura neuronică! Nu te teme! Lasă-te dus de curent! Poate că ați scăpat acum, dar până la urmă veți pieri cu toți! Mai crezi că lucrez pentru Hyvrex? Nu-mi pasă! Hai să găsim Cairul și să plecăm de pe insula asta până nu dăm iar peste ei! De data asta, sunt și eu de acord cu tine, Zane! Sfârșit căutarea, e timpul să luăm Cairul. Ar trebui să-i așteptăm pe ceilalți și să-l împărțim în mod egal. Na, eu prefer să fac așa. Nu te grăbi, Zane. Ți-aș lansa o provocare, Cairul, dacă mi-ar funcționa X-Reader-ul. Tocmai de-aia, în loc să recoltăm Cairul toți, ar trebui să o facă unul singur. O persoană ar trebui să folosească energia ca să lanseze un atac. Un atac? Și cum o să elimine un atac 3 Hyvrex? Ai puțină încredere în mine, Techris. Boomer, din ce fel de energie e compusă insula asta? Electromagnetică. Electromagnetică? Mulțumesc! Dacă folosesc un atac albastru de șoc electric pe care se întâmplă chiar să-l am și îl îndrept spre insulă... Sunt șanse să supraîncarci insula, să-i provoci un scurt circuit pentru o scurtă perioadă de timp. Și cu insula temporar nefuncțională ne vom putea folosi atacurile normale. Trebuie doar să avem grijă să învingem echipa Hyvrex înainte să se reîncarce insula. Deci, ce spuneți? Voi ce ziceți? Cred. Poate. Bine, acceptăm. Dar sper să-ți meargă planul. De nu? Mersi pentru votul de încredere. Să-i dăm drumul. Planul tău este o prostie. Spuneai? Șocul electric! Super! Parcă cineva ar fi scos din priză întreaga insulă! Aparatul meu funcționează! Și al meu! Și ia uite! Insula își revine la normal! Exact! Totul a fost resetat! Insulele plutitoare! Tot ce urcă trebuie să coboare! Începe să-mi fie foarte antipatică insula asta. Toată lumea e bine? Da. Foarte bine, cu o excepție. A fost un exercițiu tare amuzant. Și sincer, v-ați dovedit a fi o provocare. Dar vânătoarea se termină aici, cu eliminarea voastră. Provocare Cairu! Acceptăm provocarea. Fengrex! Rendex! Murex! Proteron! Grappler! Mangler! Așa, prieteni, amintiți-vă punctul slab al fiecăruia și s-a zis cu Hyvrex. Sigur, Kai. Atacuri verzi și albastre contra lui Hexus. Infinita! Tornada de foc!
atacul roșii și verzi contra lui Nexus. Frostock! Te-ai curat viscolului! Și atacul roșii și albastre contra lui Vexus. Bruteron! Furia Radico! Dacă nu simt încă cum îi strânge ușa, o să o simtă curând. Metanoid! Metanoid de platină! Explozia sonară! Foarte frumos, Kai! Dar ia uite aici! Replat! Mai că îmi pare rău că i-ați bătut așa de ușor. Acum eu cum mă mai distrez? Ai grijă ce-ți dorești, Tecris. Dacă vrei distracție, să ne distrăm. Efectul șocului electric începe să treacă. Insula își revine la normal. La normal? Vrei să zici că revine la varianta aia ciudată? Nurex! Rendex! Sengrex! Ați avut un plan ingenios, dar de scurtă durată. Și acum o să se termine și cu voi. Focul umbrei! Prige! Faceți loc! Spirala confuziei! Zair, ai grijă! Pământ întunecat! Mulțumesc! Nu-mi mulțumi! Fugi! Acum! Frumos! Acum Escaper-ul ar trebui să aibă destul energie ca să se ridice de pe insulă. Muki! Pornește Escaper-ul! Muki! Haide, Muki! Vă vorbește capitanul. Însoțitorii de bord vor veni imediat cu răcoritoare. Muki, decolează! Acum! Am reușit! Am scăpat! Ne trage înapoi! Și-o grijă! Propulsoarele mele modificate o să ne salveze! Hă?
fost o luptă grea. Foarte grea. Și norocul vostru e că v-am susținut noi. Dar să nu credeți că suntem prieteni. Poate că mai există speranță pentru echipa Radicor. Eu am mari dubii. Acum, ne întoarcem acasă? Îmi trebuie niște pantaloni noi. Nu voiam să văd asta.